Domnul profesor, vreau să vă întreb ceva. Am văzut că una din teoriile centrale ale dumneavoastră era dezvățul. Totodată, mă uit și eu, și el, și toți, avem un dispozitiv din asta în mână. Dezvățați-ne de asta. Cred că asta e provocarea acum, cel puțin pentru generația tânără. Eu am depășit puțin, dar el, pietra mea, are 30. Am studenți care sunt, eu cuantific cât de relevantă e prezentarea mea în funcție de numărul celor care se uită în telefonul mobil. Cum facem să-i dezvățăm de asta? Ca să-i putem măcar face un pic atenți la ceea ce spunem și să-și pune ei întrebarea, pot să învăț să mă dezvăț? Da, excelentă întrebare. Mulțumesc pentru ea. La noi în școală există două tendințe. Este tendința clasică, nu aveți voie cu nimic. Așa e bine. Așa e foarte bine. La domnii profesori de vârstă, probabil la dumneavoastră. Și au succes, adică ordinul se execută, fără discuție. Pe de altă parte, suntem noi din generația mai tânără, ne dăm seama că este o problemă. Eu, de exemplu, ce m-am intenționat să fac a fost să îi ajut să folosească telefonul mobil pentru curs sau pentru examen. Adică există chiar platforme cum este Google Classroom care îți permite să dai un examen grilă și chiar cu mici răspunsuri cu cuvinte, cu ajutorul unui dispozitiv. Lecțiile le pun acolo, PowerPoint-ul, de exemplu, aș putea să folosesc un PowerPoint pe videoproiector sau pe TV, dar uneori prefer să le spun, deschideți acum Google Classroom și aplicația și prezentarea pe care eu am încărcat-o acolo și să o urmărim împreună. Și îi mai pun să, ca să văd că se uită la aia și nu la altceva, să intervin. Dar e o provocare, recunosc. Da. Mulțumesc. Da, bien François. Oui, je vais poser la question en français. Je pense qu'effectivement, vous montrez bien les évolutions de l'idée même des universités, et puis aussi les processus contemporains de transformation de la société. La conclusion auquel j'aboutis, c'est de dire que, en fait, ces transformations correspondent aussi à des formes mentales qu'il faut étudier. Y compris d'un point de vue théologique, puisque vous référez beaucoup, notamment à la Bible. Et le père Luciano rajoutait le modèle des pharisiens. Le pape vient, le pape François, vient de dire expressément qu'il faut faire attention aux condamnations des pharisiens. Peu importe. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est la nécessité en Europe de réfléchir politiquement au modèle éducatif. Pourquoi ? Parce que nous avons une responsabilité commune dans la formation des générations futures. Et de ce point de vue-là, j'aimerais entendre votre propos là-dessus, pas en généralité, mais vous avez dit que les processus d'apprentissage comportaient aussi des formes de désapprentissage. Or, je vois bien qu'aujourd'hui, la destruction d'une forme d'humanisme qu'a fondée aussi l'Europe est vraiment très en question, même si on veut la remplacer par des humanités numériques, digitales, etc. etc. J'aimerais savoir votre position là-dessus, en termes brefs. Noi urmărim ce se întâmplă în Europa și cred că fiecare face lucrul acesta în tradiția lui, adică biserica mea arată diferit în zona de aici, cu, așa cum arată în vest. Și școlile noastre sunt mai bine dezvoltate încoace decât încolo, deși acolo sunt mai vechi. Cred că pentru a avea efectiv un impact în societate și a reuși să dezvățăm câte ceva, nu putem să facem lucrul acesta probabil doar din școală. Adică școala trebuie să interacționeze cu probabil forurile de conducere ale comunității locale mai întâi și probabil în felul acesta cât mai sus, către cei care sunt cu adevărat responsabili și pot să facă ceva. Eu cred că pe de o parte este un moment bun în sensul acesta în care minoritățile sau ideile minoritare nu sunt atât de restrânse ca înainte, nu? Adică, mă rog, vreau să dau exemplu, dar există în mod cert o sensibilitate de privința aceasta și probabil că este un timp bun acesta în care să
să se promoveze unele din ideile biblice care nu mai sunt la modă, sunt minoritare, dar pentru că totuși trăim într-o perioadă în care există această tendință de a accepta și pe ce mic și puțin, probabil că am putea, dar cum am zis, nu cred că se poate face numai din spatele porților școlii sau a universității, trebuie să interacționăm cu societatea cumva și cu cei care conduc. De altfel, mai avem cu expunere după pauză a lui Cristian Bălănean despre arta de a învăța și raportul noii generații cu carte, nu numai cu telefon. Acolo, problema asta va reveni pe tati. Da? Bine, acum luăm o pauză, mergem în sala de lângă și ne servim cu ce este acolo. Putem merge la bibliotecă cei care doresc și este 11. Aș vrea la 11:30 să revenim aici și să facem această lansare de carte, după care intrăm în programul obișnuit.